Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Foarte interesant tot ce face Damian acolo, dar cât lucra ea la... cu Ghemu și cu ce făcea acolo. Ia uite cine a venit la noi aici. Am văzut. Cu cine avem plăcerea? Bună dimineața! Hey. Bună dimineața! Cine? Eu sunt... cine ești tu? Ah. Nu știe. Nu știe? Nu știu, cine ești? Sunt noul prezentator de la Vorbește Lumea. Nu m-ar mira, nu m-ar mira, să știi, da. Nu am zis adevărul. Laura este foarte bucuroasă, să știi, da. Dar... măi, fii atent că ți-a crescut ceva. Din ce cauză? Înseamnă că ai mințit? Poate puțin, gata, promit să zic adevărul. Da? Tu ești Pinocchio. Exact, sunt Pinocchio. Și am venit cu colegii mei să vorbim de proiectul nostru frumos. Pinocchio merge la școală, nu-i așa? Am zis bine? Foarte bine ai zis, Pinocchio. Bravo, Pinocchio, Pinocchio. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine l-am găsit. Da, ia spuneți-ne despre ce este vorba acest proiect. Păi, este vorba despre un proiect de educație, educație prin teatru. Pinocchio merge la școală, se numește. Am dramatizat povestea lui Pinocchio, am făcut spectacol de teatru cu păpuși, Pinocchio, pe care îl ducem prin școli, jucăm spectacolul, apoi avem o discuție cu copiii. În mediile defavorizate, exact, mergem în mediile defavorizate, în special unde copiii nu au accesat teatru la cultură. Și unde rata abandonului școlar este foarte mare. Facem spectacolul, apoi discutăm cu ei, facem un atelier tip teatru forum, în care îi întrebăm unde a greșit Pinocchio, pentru că Pinocchio știm foarte bine greșește. În loc să la școală, mai greșește Pinocchio, da. Dar nu se duce la școală. Aici facem acest atelier și vrem să învățăm să le arătăm copiilor că dacă iau decizii greșite, pot să pățească lucruri mai puțin plăcute. Prin urmare, le arătăm, discutăm cu ei, ei ne răspund, îi întrebăm unde a greșit Pinocchio, îi răspund unde a greșit Pinocchio și apoi reluăm spectacolul la final și facem o variantă prescurtată. Varianta îmbunătățită, nu? Exact, îmbunătățită, în care Pinocchio răspunde așa cum au spus copiii. E prescurtată pentru că nu mai face greșeli și drumul este foarte simplu. Hai că se duce direct la școală, nu mai vinde abecedarul, se mai duce la teatru de păpuși, nu mai face toate... mult mai plictisitor, pentru că totul se întâmplă atât de cuminte și atât de frumos, exact. Dar scopul nostru este să învățăm pe copii cât de importantă este școala. Bineînțeles. Perfect. Ne-ați pregătit și nouă un moment astăzi. Avem din spectacol. Și un mic momentel din spectacolul Pinocchio, într-adevăr, pe care îl vom prezenta. Este un moment în care greierașul Jiminy îi dă sfaturi lui Pinocchio. Perfect. Mulțumim tare mult, Pinocchio. Să știi că Laura te așteaptă aici să fii coprezentatorul ei. Ei și place să fie mințită. Hai, vă urmărim. Pinocchio, poate că tu și cu mine ar trebui să vorbim puțin. De ce? Păi, vrei să fii un băiat adevărat, așa-i? Da! Vezi tu, lumea e plină de ispite. Când dai de greu și nu știi să alegi, eu vin să te ajut. Când ai probleme și nu înțelegi, eu vin să te îndrum. Când dau de greu și nu știu să aleg, tu mă vei ajuta. Când am probleme și nu înțeleg, tu mă vei îndruma. Mergi pe drumul tău, nu te opri, cu încredere vei reuși. La școală multe tu vei învăța, cum să ajungi un băiețel sigur vei afla. Am să fiu cu minte, îți promit, fi deloc dezamăgit. De tine eu mereu voi asculta, voi face tot ce spune conștiința mea. Chiar de ești singur sau în impas, o idee îți va veni. Cu un prieten să mergi la pas, totul mai ușor va fi. Mulțumim, mulțumim tare mult, dar de ce faci așa? Stai puțin, că nu... Exersai și eu. Exersai și tu, da. Mulțumim tare mult, Pinocchio, fugi la școală, gata, lasă prostiile, devină un băiat serios, mergi la școală. Mulțumim tare mult, la revedere! Mulțumim foarte mult, pa, pa! Succes! Vorbește lumea!